Curtea restaurantului, care găzduiește anual această bursă a locurilor, a fost aproape goală joi. La ora 10, câteva persoane consultau oferta de muncă afișată și la avizierele exterioare. Cei tineri, ușor debusolați, își căutau jobul perfect, doar că le-a fost cam greu. Cei trecuți de 40 de ani și-au încercat norocul direct la angajatori. Au stat de vorbă cu aceștia și au prezentat încrezători CV-urile gata pregătite încă de acasă. Ce pregătire ai? Nu. De calculatoare. Ai terminat liceu? Ai terminat ceva în domeniu? Am terminat liceu și m-am dus la facultate, dar par porfiri, din păcate. După că te-ai pregătit CV-ul, ai o șansă să-ți găsești un job astăzi? Să vedem ce a ieșit. Deocamdată ne uităm. Ce experiență aveți? Nu am experiență. Nu ați mai lucrat niciodată? Nu. Ați terminat liceu, recent? Da. Și ce v-ar interesa? În ce domeniu? Ca lucrător comercial, depinde. Cum se pare așa, la prima vedere, oferta? Păi majoritatea cere experiență și pentru cei care nu au, e cam greu. Pleci cu angajată astăzi? Eu așa sper. Cer vechime, cer multe condiții care... Sunt pretențioși? Da, vă dați seama că în România n-aveți unde să faceți vechime și... Asta. Ce pregătire aveți dumneavoastră? Cofetar patiser sunt eu. Și toți care au cerut vechime. Minim 2 ani, minim 3 ani. Plecați angajat astăzi de aici? Să sperăm, să vedem. Am venit să văd din experiența anului trecut, da. Care am mai fost în această situație. Și șomer, să înțeleg. Exact. Și în această... Am vrut să văd ce se mai întâmplă cu această bursă locurilor de muncă și care sunt șansele noastre reale. Ce șanse ar avea un domn de vârsta dumneavoastră? Păi, cred că... La vârsta mea, cred că un job ar fi de gestionar sau chiar șofer. Șofer asistent, nu asistent, lucrător comercial, asta ar fi. Plecați din șomer angajat astăzi? Să văd ce șanse sunt în continuare, după ce văd... E greu la Giurgiu cu locurile de muncă? În general, eu cred că e orașul care este aproape mort din punct de vedere al locului de muncă. Șomerii, în mare parte absolvenți de liceu, spun că patronii au prea multe cerințe de la ei, mai ales că toți sunt interesați de experiență. Aceștia sunt de părere că nu vin cu un bagaj de cunoștințe pentru că nu le pot acumula dacă nimeni nu-i angajează și nu le dă o șansă. La polul opus sunt persoanele trecute de prima tinerețe și care au muncit ani de zile, însă acum stau acasă pentru că nu au încotro. Unii au fost disponibilizați, iar alții nu au mai reușit să se angajeze pentru că nu au unde în Giurgiu. Îmi găsesc un loc de muncă. Ce pregătire aveți? Liceul. Ce? Cum ți se pare oferta? Să-mi găsesc un loc de muncă. Păi nu știu. Orice domeniu, numai să muncesc. Cât timp stai acasă? Păi de vreo 3 ani. Șomer. Da. Pleci angajată din șomer? Nu știu, n-am idei. Ai o șansă? Ai lăsat un CV, un contact? Nu mi-am lăsat, acum îmi caut. Asistent manager. Pregătirea necesară? Da, am pregătire. Și experiență, da. Are oferta de muncă? Cam sărăcăcioasă din punctul ăsta de vedere. Am găsit câteva, aplic și aștept răspunsuri. Cât timp stați acolo? În prezent lucrez, dar am fost anunțată că postul va fi restructurat și datoria mea e să caut. Mă duc mâine la un interviu și... Probabil. Ce pregătire ai? Ospătar, lucrător în bucătărie, panificație și am mai încercat și la Lagda, deși acolo nu am un curs de calificare, dar cine știe. Dar experiență în domeniu? Da, pentru că am făcut cursuri pentru așa ceva, chiar și practică și cine știe. Cât timp stai acasă? Păi stau cam școala, de 23 de ani. Da. De cât timp îți cauți un job? De un an aproape. Cu locurile de muncă la Giurgiu? Foarte greu, mai ales că își cer CV-ul neapărat și experiență. Și eu cum sunt boboc, nu prea. Operator. Da. Cât timp sunteți acasă? Păi am 4 luni. Sunt în șomaj deocamdată și am venit pentru vizită. Ce șanse are un domn ca dumneavoastră, de vârsta dumneavoastră, să-ți găsească un job? Cred că e cam puține șanse. Zic eu, după la anii la 50 de ani, e puțin care te mai angajează. Experiența, nu spune. Un operator chimist am avut-o și asta e, altceva nu. Muștor necalificat, la roabă, la lupată. Aveți șanse să plecați angajat din șomer? Cred că da.
Da, încercăm să vedem. E greu cu locurile de muncă la... Este foarte greu.